Și la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, foarte mulți credincioși au participat în această seară la denia celor 12 Evanghelii. La slujbă a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a rostit și un cuvânt de învățătură. Credincioșii timișoreni au participat în număr mare la denia celor 12 Evanghelii săvârșită la Catedrala Mitropolitană. Înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a rostit la final un cuvânt de învățătură. Am ajuns cu toții seara aceasta la Golgota și îl rugăm pe Hristos, iubim Dumnezeu, să picure pe creștetul nostru o picătură din spum sângele Său, să ne vindecăm de lepra păcatului de care suntem deși. Catedrala Mitropolitană din Timișoara, așezată sub ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi, a fost construită între 1936 și 1941 și reprezintă un simbol al municipiului.